Salutare tuturor! Continuăm astăzi seria de podcasturi Marca Goldring cu domnul Gabriel Loghin, director general și acționar fondator al Transilvania Broker de Asigurare. Gabriel, îți mulțumesc pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Pentru început vreau să spun că în rezultatele financiare preliminare publicate la BVB am observat o creștere record a nivelului de prime intermediate, dar și a cifrei de afaceri și a profitului net. Așa că în primul rând îmi voie să vă felicit pentru aceste rezultate. Mulțumim! Este un trend de creștere foarte frumos la voi la TBCAP, stabil, dar în ultimul timp accelerat, care vedem că se continuă și în 2022, având în vedere că AGOA urmează să aprobe un buget care prevede venituri de 130 de milioane de lei, în creștere cu 31%, respectiv un profit net mai mare cu 8% față de anul trecut. Vreau să-mi spui cum vedeți anul 2022, ce oportunități și ce amenințări se prevăd în acest moment și cum asigură TBK sustenabilitatea acestei tendințe. Da. Aș începe cu câteva cuvinte despre piața asigurărilor din România pentru a înțelege mai exact contextul în care ne aflăm în acest moment. În piața asta în care desfășurăm activitatea, asigurările auto în general și cele RCA în special au încă o pondere însemnată. Doar că această piață a asigurărilor RCA este una extrem de impredictibilă și știm cu toții că în ultimii ani am avut numai puțin de 3 falimente ale unor asigurători care aveau la momentul respectiv o cotă de piață mare pe acest segment. Toate aceste falimente au dus în primul rând la creșterea ale primelor de asigurare și la o decredibilizare într-un anumit fel a acestei piețe. Mai mult, și legislația pe acest segment este una destul de impredictibilă. La acest moment existând un proiect care, dacă va trece în forma în care este propusă, va influența substanțial atât activitatea asigurătorilor cât și a brokerilor de asigurare. Deci este o piață impredictibilă. Asta odată. Apoi, tocmai am ieșit dintr-o criză sanitară și am intrat într-o altă criză generată de războiul care se duce lângă noi. Război care influențează clar mersul economiei, iar piața asigurărilor este, după cum este și normal, strâns legată de evoluția economiei. Practic, încă un factor de impredictibilitate. Ăsta este riscul major pe care îl vedem în acest moment în această piață, impredictibilitatea, tot ceea ce se întâmplă. Noi am încercat să construim bugetul pe acesta an ținând cont de acești factori, dar este dificil. Este dificil pentru că nu știm cum o să evolueze lucrurile. Dar trecând la oportunități, acestea există tot timpul și noi încercăm să le fructificăm la maxim. Vorbeam de lipsa asta de impredictibilitate pe piața RCA, ori este clar că pentru a ieși din zona asta trebuie să ai un portofoliu foarte bine structurat cu multe alte tipuri de asigurare care să-ți asigure realizarea obiectivelor, chiar dacă piața RCA o să se ducă sau o să se evolueze într-un sens nefavorabil. Pentru asta noi, de fapt, la asta noi lucrăm de mulți ani de zile. Pentru asta construim departamente specializate, pentru asta automatizăm procese. Practic, ceea ce încercăm noi să facem este să facem accesul clienților cât mai facil la niște servicii de calitate. Mai mult decât atât, deși aparent s-ar părea că am fi o companie cu o inerție destul de mare pentru că suntem listați la bursă și există oarecare birocrație, nu este așa. Suntem flexibili, am fost tot timpul flexibili, suntem foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru și putem să mișcăm foarte repede într-o parte sau într-alta, profitând de oportunitățile care apar. Întotdeauna, chiar dacă există o criză, oportunități apar și noi vom ști să le speculăm și să ne îndreptăm în direcția potrivită. Veți preciza de perioada post-pandemică, perioada pandemică care v-a afectat. În ce fel? Cum s-a schimbat comportamentul clientului standard pe piața de asigurări pe perioada pandemiei, dar și acum, când se consideră că am depășit-o într-o oarecare măsură? Da, a fost în primele 2 luni, cred că, de la începutul pandemiei, a fost o perioadă de stagnare, o perioadă de expectativă, a fost o scădere a interesului clienților către asigurări și cred că și către alte domenii. De la noi s-a resimțit. Doar că lucrurile au început să se miște repede după aia. Practic, asigurările s-au făcut în continuare, lumea a revenit la normalul, a ceea ce trebuia să fie. Comportamentul s-a schimbat câte puțin. Am început să ne dăm seama în sfârșit că sănătatea noastră și viețile noastre sunt mai importante decât mașinile, bunurile sau alte lucruri. A crescut astfel interesul față de polițele de sănătate și asigurările de viață. Cumva, lipsind contactul fizic, a început să fie mai mult interes față de zona online, de digitalizare. Cumva pe noi ne-a prins pe val, pentru că noi în chestiile astea investeam oricum de mult timp și erau două dintre direcțiile noastre de dezvoltare. Sperăm ca trendul să continue, cel puțin pe partea de online și pe partea de asigurări de sănătate, pentru că este o chestie pozitivă care s-a întâmplat. Având în vedere discuțiile cu privire la plafonarea acestor prețuri RCA, în ce măsură v-ar putea afecta un astfel de proiect și care ar putea fi impactul financiar al acestuia pentru TBK? Va fi un impact major asupra întregii piețe. Practic va fi un efect în cascadă. Să vă spun un pic cam cum se calculează o poliță RCA și ce se întâmplă. Practic, calculul primei polițe de asigurare RCA se face pe baze actuariale. Da? Se ține cont de istoricul daunelor, de frecvența daunelor, de multe alte criterii, astfel încât prețul rezultat din calculul ăsta trebuie să asigure companiei de asigurări posibilitatea să-și plătească la timp și corect daunele și să se asigure rezerve suficiente pentru a desfășura activitatea în condițiile legii. Ori, dacă intervine o astfel de plafonare, asigurătorul este posibil să fie obligat să vândă o poliță de asigurare la un preț care să nu-i permită să-și susțină activitatea. Asta înseamnă că o să trească să vină cu bani. Primul lucru pe care trebuie să-l facă, o să trească să reducă cheltuielile. Cel mai simplu mod de a reduce cheltuielile și cel mai rapid este de a reduce comisioanele acordate brokerilor sau chiar de a nu acorda comisiuni pentru acest tip de poliță, pentru că se discută chestia asta. Ori dacă se întâmplă acest lucru, noi la rândul nostru nu o să mai putem acorda aceleași comisioane sau nu o să acordăm deloc comisioane colaboratorilor noștri. Noi avem vreo 1800 în țară. La nivelul întregii țări, cred că sunt 30-40 de mii. Iar dacă aceștia nu o să-și mai poată desfășura activitatea, există un mare risc ca clienții finali asigurații să nu mai aibă unde să-și încheie polițe de asigurare, pentru că în ultimii ani asigurătorii aproape că și-au desfințat rețelele de vânzare și sucursale, bazându-se pe canalul de vânzare al brokerilor. Și dacă, mai ales în zonele rurale, în zonele cu orașe mici, există riscul ăsta și este un risc real ca asiguratul să nu mai aibă unde să-și încheie poliția de asigurare. Iar efectul va fi că vom avea o grămadă de autovehicule neasigurate care vor circula cu tot ceea ce înseamnă chestia asta. Așa că s-ar putea ca rezultatul ăsta să fie un pic pe dos. Noi vrem să facem protecție, sau mă rog, cei care promovează legea vor să facă protecție socială, dar ne-ar putea trezi cu un efect cu totul și cu totul pe dos. Adică cei care să nu fie protejați să fie tot asigurații. Noi sperăm să nu treacă în forma asta, pentru că nu este sustenabilă și practic asta nu tratează o cauză, asta este un efect. Noi trebuie să mergem la cauze și cauzele sunt mult mai complexe și vin din spate cu mulți ani. Ar fi mult de discutat pe subiectul ăsta. Părerea mea că nu este o lege, o normă care să aducă plus valoare și care să rezolve ceva în piața asta. Și tot legat de aceste prețuri ale polițelor, cum crezi că va arăta piața ținând cont, adică mi-ai spus cum va arăta ținând cont de creșteri, dar cum te aștepți să se intensifice concurența odată cu apariția noilor jucători mici? Orice fel de concurență este benefică, mai ales aici în domeniul ăsta RCA, pentru că falimentele întâmplate anii trecuți s-au produs și datorită faptului că a fost o concentrare foarte mare, adică s-au ajuns la cote de piață foarte mari. Orice concurență, orice asigurător nou reduce riscul apariției concentrării astea. Doar că părerea mea personală este că dacă legea plafonării trece, interes nu o să mai fie. Ar trebui să vină alți asigurători din afară care să vândă la niște prețuri, alte prețuri decât cele calculate de către ei și mă îndoiesc. Și în acest moment asigurătorii din România se feresc cât pot să vândă RCA sau vor să vândă doar pe anumite segmente profitabile. Repet, ar fi bună o concurență, concurența este bună, dar mă îndoiesc că în cazul în care legea plafonării va trece, va exista într-adevăr o concurență și părerea mea că există riscul, din nou riscul concentrării acestei forme de asigurare la un asigurător, cu toate efectele care derivă de aici. Și cum vă păstrați voi avantajul competitiv? De ce să aleagă clienții TBK în detrimentul altor companii? Uite, noi încercăm să nu fim vânzători de polițe, lucrăm de mult la chestia asta. Deci noi vrem și suntem, cred eu, consultanți. Practic, noi suntem alături de client. din momentul în care ne aflăm pentru prima dată față în față cu el și încercăm să-i facem un program de asigurare coerent, atât din punct de vedere al acoperilor, cât și din punct de vedere financiar, și suntem alături până la chiar în momentul, sau mai ales în momentul în care suferă o daună. Avem un departament de daune care îl ajutăm, îl consiliem, avem contracte cu lichidatori de daună mari pe plan național, astfel încât practic noi închidem cercul ăsta, suntem alături de el. Nu suntem doar vânzători de polițe, facem consultanță în adevăratul sens al cuvântului, iar consultanța asta este gratuită pentru client. Practic, încă o dată spun, încercăm să asigurăm un acces foarte facil pe toate canalele la niște produse de calitate. Mai mult, suntem listați la bursă, credibilitatea noastră a crescut. Avem toate motivele ca să credem că și viitor clienții care îi avem acum o să fie alături de noi. Și am o întrebare mai mult pentru mine, care tocmai am încheiat o poliță RCA. Vreau să-mi explici de ce au crescut chiar atât de mult aceste polițe, pentru că, ca termen de comparație, pe o asigurare pe care am plătit anul trecut 370 de lei, anul acesta am dat undeva la 1300. Care este motivul din spate? Păi îți explicam cum se calculează prețurile actuariale. Acum, compania care a dat faliment, City Insurance, practica niște prime nesustenabile pentru ei. Ani de zile au vândut la niște prețuri care nu le permiteau să-și susțină activitatea, să-și plătească daunele. Ori în momentul în care ei au dat faliment, ceilalți asigurători nu au dorit să preia clienții City la niște prețuri care nu le permit să-și susțină activitatea. Prețurile s-au majorat. Acum, prețurile s-au majorat dacă foarte mult, într-adevăr, dacă comparăm cu prețurile practicate de City, care, spun încă o dată, n-au fost sustenabile față de niște prețuri de referință normale, nu au crescut foarte mult. Dar asta este explicația, nu există altă explicație. Asigurătorii încearcă să ferească de portofoliul City un portofoliu de clienți care plăteau prime foarte mici. RCA este o poliță cu daunalitate foarte mare, deci este peste 100%. Pentru orice 100 de lei pe care clientul îi plătește la un asigurător, asigurătorul plătește cam 120 de lei, cam asta este rata daunei pentru tot ce se întâmplă. Ăsta este motivul. Încearcă să-și susțină activitatea și să încaseze prime astfel încât să-și poată plăti corect daunele. Am înțeles, mulțumesc. Trecând la proiectele din prezent, dar și la perspectivele de viitor, povestește-ne puțin ce aveți în derulare, dar și despre impactul acestora pe care le așteptați la nivel de business, atât pentru 2022, cât și pentru proiectele din 2023. Da, în continuare noi avem trei direcții pe care mergem și către care ne îndreptăm atenția. În primul rând, colaboratorii noștri pe care îi școlim, pe care încercăm să-i profesionalizăm. Iar aici avem un proiect aproape de finalizare. Este o platformă de training, se numește Academia Transilvania Broker. O să fie o platformă interactivă care va pune la dispoziție materiale de informare, cursuri, începând de la cursuri de bază în asigurări până la cursuri de specialitate, inclusiv parte de daune, parte juridică, parte de IT. O să avem colaborări cu societăți de leasing, cu asigurători, cu societăți bancare care să-și prezinte produsele. O să fie o platformă interactivă, foarte atractivă. Credem că va fi de mare folos. Nu știu să existe una în România la nivelul la care vrem să o facem noi, pentru că ne dorim să avem colaboratori bine pregătiți. Cealaltă direcție este cea de relaționare cu clienții. Aici, cred că știi că anul trecut am pornit o platformă de vânzare online pe care o extindem în momentul ăsta. Încercăm să punem și alte tipuri de asigurări, astfel încât accesul să fie foarte ușor și facil. Suntem în plin proces de construire a unui asistent virtual, un asistent live chat, care să poată oferi consultanță clienților 24 din 24, 7 zile din 7. Care poate să facă calcul de oferte, care poate să programeze ședințe cu specialiștii noștri în asigurări. La fel, avem un mecanism prin care colectăm feedback și recenzii ale clienților, tot asta pentru a încerca să ne îmbunătățim serviciile. Iar cealaltă direcție în care îndreptăm activitatea este cea a investitorilor. Acolo, cel mai important, pe lângă relaționare și o bună imagine în fața lor, sunt rezultatele. Iar rezultatele cred că sunt cele pe care și ei și le doresc. Deci da, sunteți în plin proces de digitalizare, din câte văd eu. Ce efecte ați înregistrat? Care este impactul pe care l-a avut? Păi, uite, chiar am făcut o analiză Noi lucrăm, de fapt, în două direcții pe partea de digitalizare a vânzării. Vânzare prin platforma online și vânzare și suport prin intermediul site-ului. Există din ce în ce mai mult interes. Din ce în ce mai mult interes pentru zona asta, doar că interesul ăsta merge până la un anumit punct. Din toți cei care intră, spre exemplu, pe platforma online, cei care solicită oferte, cam 20% fac și ultimul pas, în sensul în care își plătesc cu cardul și își emit polița. Pentru că odată plătită cu cardul, ei pot să genereze singur polița. Restul, după ce obțin oferta, preferă să se adreseze fizic unui consultant. Au opțiunea asta din site, pot să-și aleagă consultantul și să-și încheie polița prin intermediul lui. Practic, n-avem încă cultura necesară și probabil că nici încrederea de a finaliza operațiunea asta prin plata cu cardul. Nu știu care sunt exact motivele, dar oricum interesul a crescut pe segmentul ăsta. În schimb, digitalizarea pe partea operațională, acolo este un proces continuu și acolo o facem de mult timp și găsim în fiecare moment ceva nou de implementat care să ne facă viața mai ușoară. Iar trendul crescător al tuturor indicatorilor se datorează în mare măsură acestei digitalizări operaționale. Iar în momentul de față, ce tipuri de asigurări se pot accesa online la voi? Aici suntem foarte, foarte legați de ceea ce asigurătorii generează pe partea de online, pentru că noi nu facem produse de asigurare, noi trebuie să vindem produsele asigurătorilor, dar produsele pentru online trebuie să fie construite într-un anumit fel. Ele trebuie să fie produse simple, produse care nu necesită inspecții de risc, care nu necesită foarte multe date suplimentare, astfel încât în acest moment se pot vinde online RCA, atât pentru persoane fizice cât și pentru persoane juridice, produse de asistență rutieră, lucrăm să implementăm produsul, și asigurări de travel, asigurări pentru călătorii în străinătate. În rest, după cum spun, suntem legați un pic la mâini de legislație care încă nu există și nu este în forma în care ne-am dorit pe partea de asigurări online și suntem legați de produsele pe care asigurătorii le gândesc pentru partea de digitalizare. Și atunci, ești cumva optimist? Vezi o digitalizare completă a TBK sau crezi că încă va dura această neîncredere, dacă pot să-i spun așa, a finalizării operațiunii online? Deci pe partea operațională cu siguranță vom avea o digitalizare completă 100%. Asta nu o să întâmple niciodată, pentru că relațiile umane contează și întotdeauna în spatele unui calculator trebuie să fie un om care să știe ce să facă cu el. Dar o să ne apropiem de o mare parte din operațiunile o să fie digitalizate. În schimb, pe partea de vânzare, evoluția o să mai dureze. Uite, pot să spun că piața online de asigurări RCA este undeva la 2% din totalul pieței în momentul ăsta, deci este foarte, foarte extrem de mică. Înainte de începerea pandemiei era cam 1%. Dacă suntem optimiști, putem să spunem că s-a dublat, dar încă este o piață foarte mică, la nivel incipient. Probabil că va mai dura până când încrederea în e-commerce a românilor va crește. Da, și care preconizezi că vor fi vectorii de creștere pentru perioada următoare sau vârfurile de lance între clasele de asigurări? Asigurările de sănătate și de viață cu siguranță, pentru că se pare că ne-am trezit un pic și că în sfârșit reușim să schimbăm trendul ăla împământenit la noi. Noi gândeam că asigurările sunt pentru mașini, eventual pentru case și cam atât. Ori în alte țări de foarte mult timp trendul s-a schimbat. Cele mai importante sunt asigurările de viață și sănătate. Este normal să mă protejez eu ca persoană, după aia să-mi protejez bunurile. Încetul se schimbă și la noi trendul. Există interes din ce în ce mai mare pentru asigurări de sănătate și prin prisma faptului că au început să se ieftinească, concurența este mai mare. Până cu câțiva ani de zile, prețul unei asigurări de sănătate era foarte mare, era o asigurare prohibitivă, nu oricine putea să-și încheie. Crescând concurența, prețurile au început să scadă, sunt asigurări accesibile deja și au o gamă foarte mare de acoperiri, te ajută în multe situații neprevăzute. Deci noi credem că o să fie un trend crescător. În rest, după cum am mai spus, o să urmărim îndeaproape mersul economiei. Probabil că asigurările de garanții o să crească foarte mult, pentru că sunt mulți bani care vin din UE pe contracte care necesită asigurări de acest tip Asigurările de răspundere profesională din nou au un trend crescător, sunt din ce în ce mai multe meserii care necesită acoperiri din punctul ăsta de vedere. Cam asta văd eu liniile pe care s-o creștem foarte mult în perioada viitoare. Spuneai anterior de atenția pe care o acordați investitorilor, TBK, dar totuși, pentru cei care încă stau pe gânduri, de ce crezi tu că ar trebui să investească în Transilvania Broker? Avem deja, cred că 5 ani am fost împlinit de când ne-am listat la bursă și oferim constant rezultate. Ne-am depășit estimările în fiecare an, ceea ce privește indicatorii bugetați pe cifra de afaceri și profit. Am acordat dividende în fiecare an, dividende cu randament foarte bun. Chiar am fost printre primii emitenți de la bursă în clasamentul ăsta al randamentelor, dividendelor acordate. Cred că e suficient, pentru că deja avem o constanță, se poate vedea foarte clar că nu s-a întâmplat nimic accidental la noi și, până la urmă, toți investitorii care au fost alături de noi au făcut bani și bani frumoși. Și cred că ăsta este motivul pentru care un investitor stă lângă un emitent la bursă. Așa este, încă de la listare ați reușit să-i mulțumiți pe investitori prin randamente. Dar dacă este să ne uităm spre un antreprenor, ce sfaturi i-ați da dacă ar vrea să se finanțeze prin bursă, dar încă nu este decis? Da, în primul rând ar trebui să-și analizeze bine activitatea, să gândească dacă este pregătit să fie total expus, dacă este pregătit ca activitatea lui să fie total transparentă, iar asta, să știi că presupune un exercițiu anterior. Adică nu poți să zici din momentul ăsta eu îmi propun și voi fi transparent, voi fi acolo cu toate deschise, dacă nu ai avut exercițiul ăsta și dacă nu ai făcut la fel lucrurile și din spate. O să fie foarte complicat, spre imposibil de făcut lucrul ăsta. Însă dacă există acest exercițiu și dacă lucrurile se fac așa cum trebuie, este o opțiune foarte bună, din două motive. Odată, pentru că este o finanțare care se asigură ușor, mult mai ușor decât în alte mijloace, și mai mult decât atât, este o foarte mare creștere a credibilității. Practic, noi am sesizat, nivelul business-ului este altul, duci nivelul business-ului în altă parte, crește foarte mult credibilitatea ca societate listată la bursă. Sunt cu plusuri și minusuri, dar trecând linia, noi din punctul nostru de vedere suntem foarte mulțumiți că am făcut pasul ăsta. Deci, capitalizarea companiei, spui, sau te întreb dacă ești de părere că a crescut de la 36,5 milioane de lei la 86,5, de aproximativ 2,4 ori. Ești într-adevăr de acord că dividendele și rezultatele livrate au stat la baza acestei creșteri, nu-i așa? Cu siguranță, și cred că cel mai bine ar fi de întrebat investitorii. Practic, da, eu sunt convins că astea sunt rezultatele pe care le livrăm an de an, dividendele pe care le acordăm au influențat investitorii să cumpere acțiuni la niște valori din ce în ce mai mari. Am văzut și că pe ordinea de zi a GOA, Transilvania Broker, este aprobarea distribuirii a 7,5 milioane de lei ca dividende. Asta înseamnă o valoare ajustată a dividendului pe acțiune cu 74% mai mare decât în anul precedent. Deci văd că lucrați intens cumva și la menținerea voastră undeva unde sunteți. Cum spuneam, aveți un trend destul de stabil și chiar în creștere. Asta este politica noastră de dividende pe care am anunțat-o de la bun început, că vrem să distribuim dividende în jurul a 80% din profitul nostru. Activitatea se pretează la așa ceva și vrem să ne menținem. Atât timp cât se poate și rezultatele ne permit, noi o să ne menținem această politică. Înainte de a încheia, vreau să mai precizez că odată cu marcarea de rezultate financiare record, în anul 2021, preocupările de responsabilitate socială ale TBK s-au intensificat și ați direcționat ca sponsorizări către proiecte din zona socială și educațională undeva la peste 300.000 de lei, cu o valoare cu peste 44% mai mare decât în exercițiul precedent. Ce proiecte de responsabilitate socială aveți în desfășurare în momentul de față? Noi considerăm foarte importantă implicarea socială. Avem multe proiecte în care suntem implicați în această zonă. Cel mai drag și cel mai de suflet și în care se duc cei mai mulți bani este Academia noastră de fotbal pentru copii juniori, pentru că avem așa ceva creat acum 8 ani de zile, deja împlinim 8 ani. Avem 200 de copii care fac absolut gratuit sportul ăsta. Avem 5 antrenori, avem personal calificat. copii care fac deja performanță, copii care ajung deja la loturile naționale și este o mare bucurie pentru noi să putem să susținem activitatea asta. Vreau să vă felicit pentru asta, Gabriel, și îți mulțumesc încă o dată pentru timpul acordat. Vă mulțumesc și eu pentru timpul acordat și stați alături de Transilvania Broker pentru că o să aveți doar de câștigat. Mulțumesc mult de tot, Gabriel, pentru prezență. Și eu mulțumesc.